Rusia și Coreea de Nord anunță astăzi că se pregătesc pentru cel de-al treilea război mondial, după ce Ucraina a primit aseară permisiunea americanilor de a folosi rachete cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. E vorba despre rachete care pot atinge ținte la o distanță de 300 de kilometri. Replica Rusiei a venit rapid. Citez, administrația americană riscă al treilea război mondial. Am încheiat citatul. În urmă cu foarte puțin timp, fiul președintelui american, fiul președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, e vorba despre Donald Trump Jr., îl acuză și el pe Joe Biden, actualul președinte, că vrea neapărat să declanșeze cel de-al treilea război mondial. A fost un citat și veți vedea pe ecrane în minutele următoare postarea făcută de fiul lui Donald Trump. El crede că Biden își dorește ca industria militară să primească finanțări masive. De aceea a dat acordul ca Ucraina să atace cu rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei. Liderul nord-corean, Kim Jong-un, anunță și el armata sa să se pregătească de război. Deja, fenianul a desfășurat peste 10.000 de soldați în Rusia. Sunt soldați care luptă împotriva ucrainienilor în apropiere de Kursk, alături de ruși. Apar astăzi mai multe semne de întrebare. Ce se va întâmpla în cele 11 săptămâni? Atât au mai rămas 11 săptămâni până când Trump va prelua de facto mandatul de președinte al Statelor Unite. De ce a cedat Joe Biden de-abia acum presiunii ucrainienilor de a folosi aceste rachete cu rază lungă de acțiune, de vreme ce solicitările lor datează de peste 6 luni, poate chiar 7 luni? Ce vor face în acest timp rușii, care au amenințat deja lunile trecute, poate chiar și anii trecuți, cu cel de-al treilea război mondial, și aceste amenințări au rămas din fericire la stadiu de declarație? Pentru că noi aici în România ne punem toate aceste întrebări, suntem în ultima săptămână de campanie, candidații de dreapta se invită unii pe alții să se retragă, e o ipoteză foarte improbabilă, mai avem câteva zile să ne decidem pe cine votăm și vom discuta despre finalul uneia dintre cele mai slabe, cu accente penibile, campanii electorale de după căderea comunismului până la sfârșitul acestei săptămâni, până când se va încheia oficial campania electorală la televiziuni. Dați-mi voie să-i mulțumesc domnului general Dan Grecu. Ni se alătură într-o legătură directă. Bună ziua, domnule general, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule general, ultima declarație din șirul celor provocate de anunțul făcut de Casa Albă seară legat de permisiunea dată ucrainienilor de a folosi rachetele cu rază lungă de acțiune vine de la băiatul lui Donald Trump. Donald Trump Jr., cel care îi amintea lui Zelenski că lunile în care va mai percepe alocație de la americani sunt numărate. Donald Trump Jr. scrie așa: complexul militar-industrial pare că vrea să se asigure că se va produce cel de-al treilea război mondial înainte ca tata să aibă șansa să facă pace și să salveze vieți. E vorba aici despre trilioane de dolari. Mă rog, îi face și imbecil, nu intrăm în poveștile astea, dar a trebuit să dăm această declarație pentru că asta facem, lucrăm doar pe bază de declarații. Ce? Vă rog, domnule general, vă rog, vă ascult. Laura, te rog frumos să-mi dai voie întâi să spun vis-a-vis de ce spuneai tu de campania electorală, că îl iubesc pe Tony Grecu, nu că îl cheamă Grecu, dar care i-a rugat pe politicienii români un singur lucru: dați-ne personajele înapoi. Exact. Pentru că personajele Tivertisului au fost copiate, furate și introduse în politica românească. Dar lăsând la o parte pe Tony Grecu, Tivertisul și absolut fenomenale lor spectacole, ceea ce a făcut Joe Biden este un lucru surprinzător din punctul meu de vedere, pentru că după ce aproape 3 ani de zile a refuzat cu ostentație să-i sprijine pe ucrainieni în ideea lovirii teritoriului Federației Ruse, tocmai pentru a nu provoca o dispută la nivel înalt, acum s-a luat această decizie. Împotriva lui ce zice Trump Jr., nici nu știu dacă îl ajută pe Biden treaba asta. Mă îndoiesc că îl ajută, el este oricum la final de mandat.
Ba chiar cred că îl ajută pe președintele nou ales, în ideea că la momentul în care el va veni la Casa Albă de jure, va avea posibilitatea să stopeze acest ajutor ca un semn de bunăvoință spre ruși. Să nu uităm că în momentul în care Trump a spus că va opri războiul în 24 de ore, lucru e clar imposibil, dar a spus și că ori îi va spune lui Zelenski să se oprească și să stea la negocieri, ori îi va spune lui Putin că dacă nu se oprește la rândul său și stă la negocieri, va sprijini în continuare Ucraina. E, aici cred că ne aflăm și de asta mi-e este într-o cheie neclară această decizie a Credeți că președintelui. ar putea să fie o înțelegere între Biden și Trump? Biden ridică N-aș miza doar ca Trump să o dea jos? Nu. exclude. A, N-aș na, nu exclude. excludeți. Interesant. După cum nu exclud o orientare, cum să spun eu, un pic mai soft a administrației americane, pe care am văzut-o în urma discursului dintre Biden și președintele chinez la Lima, în care, pentru prima dată, din știința mea, că nici eu nu sunt Dumnezeu de pe lume să le știu pe toate, Biden a spus că sprijină politica unei Chine, adică unei singure Chine, în situația în care noi știm că de la al doilea război mondial încoace, Statele Unite au sprijinit această politică, o China cu două sisteme. Cel de-al doilea sistem fiind, bineînțeles, pentru Taiwan. Ceea ce noi vedem acum, și am spus-o de nenumărate ori, mulți ne arată cu degetul. Noi ne focusăm pe zone, pe Ucraina, pe Taiwan, pe Gaza, pe asta, dar nu vedem pictura generală. Pictura generală este o reașezare a forțelor pe mapamond. O geostrategie și o geopolitică globală, unde actori importanți încearcă să se poziționeze. China fiind indiscutabil unul dintre acești actori, astfel încât revin la Lima, pentru că vrem, nu vrem, ne întoarcem și aici. Ideea a fost foarte clară. Suntem mari puteri, avem posibilitatea să facem pace în lume, dar nu vrem hegemon. Ori Statele Unite au fost hegemon cel puțin pentru 30 de ani, de la căderea zidului Berlinului până în prezent. Revenind la Rusia, și sper să nu fiu prea lung, revenind la Rusia, vedem că Federația Rusă și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei ca niciodată în anii anteriori, în această lună care deja e de iarnă, nu numai pe zona de contact, ci și în adâncime. Ori, de aici vine și acest răspuns. Că acest răspuns are efect în industria americană, în complexul militar industrial american, indiscutabil că are, pentru că este principalul provider. Cele 69 de miliarde aprobate de Congresul american cu greu acum aproape un an de zile, se întorc în imensă majoritate în industria de armament americană. Să nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Dar este adevărat că asigură și o putere oarecum mai mare de negociere pentru Ucraina. Nu determinantă, dar mai mare decât în situația în care nu ar fi aprobate aceste lucruri, ceea ce, și revin de nou la ceea ce am spus la început, s-ar putea să-i facă un drum bun președintelui nou ales Donald Trump în ideea de a stopa acest sprijin sau de a nu-l stopa, dar să-l folosească într-o următoare discuție cu Federația Rusă, care, deși diplomatic și normal este pusă sub comandamentul că doar Ucraina va decide, în realitate eu cred că se va discuta la nivelul marilor puteri, iar Ucraina, într-un fel sau altul, va încerca să-și găsească cea mai bună poziție, nu neapărat și favorabilă. Ce se poate întâmpla în aceste 11 săptămâni până când Trump va deveni oficial președintele Statelor Unite? După ce au primit acest acord,
ucrainienii să lovească Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune, o vor face? Vom asista la atacuri masive ale ucrainienilor asupra Rusiei? O să o facă? Vor face. Aha. O vor face, nu masive, nu masive, pentru că nu cred că dispun de atâtea mijloace de lovire. Ucrainienii au propriile mijloace de lovire și au dezvoltat un sistem de drone, un sistem de drone cu capabilități de lovire la mare, mare distanță. Au și lovit obiective la peste 1000 de kilometri, ceea ce este inimaginabil pentru România, de exemplu. Dar au făcut acest lucru. Domnule general, se știe că rachetele astea pe care le-au arătat colegii mei puțin mai devreme în imagine se numesc ATAC-MS. Ele nu pot fi folosite fără operatori americani experimentați, fără sisteme de sateliți de inteligență ale Statelor Unite, supravegheate de Statele Unite ale Americii. Adică nu e doar despre arme și despre îndeletnicirile ucrainienilor. E vorba despre un întreg sistem de supraveghere american. Acesta este denumirea completă, este Army Tactical Missile Systems, adică un sistem de rachete cu o bătaie mare. Ucrainienii au primit înainte o variantă cu care puteau lovi până undeva la 100 de kilometri. Acum se duce 300. Distanța de 300 de kilometri. Necesită indiscutabil operatorii performanți. Nu pot să spun dacă în timp ucrainienii s-au pregătit pentru aceste sisteme. Teoretic, da. Pentru că dacă au putut să lovoreze pe cele cu distanță de lovire mică, nu există mari diferențe pentru cele cu lovire distanță, la distanță mare. Dar indiscutabil vor avea nevoie de conseying, ca să spun așa, de consultare din partea americanilor, producătorilor și... Iar rușii știu asta și e motivul pentru care acuză pe americani de implicare directă în conflict. Bătaie, dar proști nu sunt. Vor fi luate bătaie. Da. Bineînțeles că rușii știu despre ce este vorba. Haideți să nu fim naivi, să credem că datorită faptului că rușii au pierdut mulți, mulți, foarte mulți oameni în acest război, sunt și idioți. Nu, nu. Au și ei... oamenilor, au și ei... Diferența aici este diferența între concepția occidentală, oarecum umanistă, și cea a Federației Ruse, oarecum sovietică, în sensul că dacă americanii și Occidentul, și chiar și noi spunem că obținem rezultate, indiferent de costuri, cu minimum de pierderi de vieți omenești, pe partea aia este invers. Vor să-și obțină rezultatele indiferent de costurile umane, ca să spun corect. Și lucrul ăsta l-am văzut de la începerea ofensivei, pentru că rușii au pierdut un număr imens de oameni, având în vedere raportul de forțe pe care îl aveau la începutul conflagrației și ulterior, pentru că totdeauna au fost în avantaj din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnule general Dan Grecu, pentru intervenția dumneavoastră. Vă reamintesc această reacție de ultim moment din partea fiului lui Donald Trump, Donald Trump Jr., care spune că prin acordul de a ataca Rusia, prin acordul primit de Ucraina de a ataca Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune, se poate începe cel de-al treilea război mondial în beneficiul unei industrii de armament care joacă aici un pariu care are o miză de trilioane de dolari. Vom reveni asupra acestui subiect care face valuri în presa internațională. Este impresionantă preluarea acestei știri și nivelul de îngrijorare e destul de mare. Ne întoarcem în țară, zeci de elevi și studenți urmăriți de procurori și de polițiști pentru trafic cu droguri. Sunt oamenii ăia, sunt tinerii care se ocupă de introducerea drogurilor în școală. DICOT a făcut în această dimineață peste 50 de percheziții la traficanții de droguri și e foarte interesant să înțelegem cum se țes rețelele dintre traficanți și elevi. Pentru că știind că e complicat să pătrundă în școli, elevii devin traficanții
sunt transformați, sunt interesați să-i transforme pe elevi în călăuze, în cărăuși. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură domnul Cătălin Țone, este expert antidrog. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc. Salut și mulțumesc domnului avocat Cosmin Bolosin. Bună ziua, domnule Bolosin, mulțumesc mult și dumneavoastră. Bine v-am regăsit. Acum, domnule Țone, de multă vreme ne întrebam cum ajung drogurile în școli. Cum ajung școlile din București, din capitală, chiar și cele bine păzite, cele cu reputație bună, să fie înțesate de droguri, evident droguri care se vând, pentru că școlile sunt piețe de desfacere extrem de profitabile în țara asta, mai ales în capitală. Sunt căutați între 50 și 70 de elevi și studenți care au devenit în timp dealeri de droguri. Cum vi se pare această operațiune? Ar putea să fie soldată cu rezultate? Este o operațiune mamut. Operațiunea școală, au intitulat-o procurorii DICO de la Iași, pentru că ei execută, ei efectuează urmărirea penală împreună cu polițiștii delegați în cauza la Brigada de Combat a Atenției Organizate Iași. Sunt 50 de percheziții, sunt 40 de persoane puse sub acuzare pentru diferite infracțiuni la regimul drogurilor și sunt 70, numai puțin de 70 de consumatori, care de asemenea sunt conduși pentru declarații, pentru a confirma că au cumpărat, pentru a confirma faptul că li s-au furnizat droguri. De asemenea, nu numai în Iași, dar și în Vaslui și procurorul de acolo desfășoară sincron o altă activitate cu patru inculpați care le vindeau copiilor. Din păcate, ca să vă răspund la întrebare punctual, din păcate, drogurile sunt foarte accesibile. Și vedem că au pătruns în toate mediile, inclusiv în mediile gimnaziale, nu mai vorbim de mediile liceale și colegii sau facultăți. Și da, aceste operațiuni sunt de bun augur, zicem noi, dar dacă degeaba se fac ele pe partea de combatere, dacă nu există tratament, dacă nu există prevenire, eu acum vă transmit direct din liceul cu programul sportiv Mircea Eliade din București. Desfășurăm activități preventive în continuare, venind de la Laudereu. Mâine avem două activități în Mangalia. Deci încercăm pe cât posibil noi, ca specialiști, împreună cu Inspectoratul Școlar, cu Ministerul Educației, încercăm pe cât posibil să le transmitem copiilor riscurile la care se expun și să stea departe de aceste nemernice de substanțe care creează foarte, foarte multe probleme. Și aș vrea să mai menționez un lucru extrem de important. Procurorii de la Iași, am discutat cu ei dimineața, au făcut activități împreună cu Inspectoratul Școlar, deci atenție importantă, au implicat și școala, cu DGASPC-ul, da, pentru că e necesară și prezența asistenților sociali fiind minori, și atenție, Spitalul Sfânta Maria de Minori, pentru că acolo au fost internați mai mulți minori de-a lungul timpului cu supradoză de droguri. Da. Și vorbim de droguri, în special de droguri sintetice foarte periculoase. Zgomotele pe care auzim pe fundal vin de la elevi, pentru că, după cum ne-ați spus, sunteți într-un liceu în această dimineață. Din punct de vedere legal, domnule Bolosin, presupunând că procurorii, anchetatorii, polițiștii găsesc că sunt elevi printre cei care vând droguri, ce răspundere au ei în fața legii fiind minori? Sigur că există două categorii. Aici există categoria minor de la până la 14 ani care nu răspund penal și, din păcate, este o mare problemă, fiindcă aceștia nu au nicio consecință, răspunde penal. Cei între 14 și 16 ani răspund penal dacă au avut discernământul unei expertize care se face pe timpul urmăririi penale, deci discernământul vizează în momentul săvârșirii fapte dacă au avut sau nu discernământ, și cei între 16 și 18 ani care răspund doar cu măsuri educative, privative sau neprivative de libertate. V-am făcut o introducere conform codului de procedură penală. Cu siguranță există o mare, mare problemă în momentul de față și salut această acțiune pe care de mult DICOT-ul trebuia să o facă și nu doar la ea și în zona de nord-est a țării, ci trebuie în toată țara, fiindcă credeți-mă, fenomenul drogurilor în școală a luat o mare amploare. Și ce se întâmplă? Se distrug copiii. Există un modus operandi acestor persoane, dacă le putem numi persoane, cei care vând droguri, le dau droguri pe gratis prima oară, da? După care, văzând într-un fel, poate unii dintre ei că au chestiuni prin care se simt bine sau alții au repulsie, mă rog, față de droguri, cu siguranță că îi caută să cumpere din nou acele droguri. Iau banii de sandvișuri și de sucuri și de ce le dau părinții și din păcate dau pentru droguri. Gândiți-vă ce înseamnă ca un copil de 14-15 ani să fie drogat. Gândiți-vă clar ce repercursiuni poate să aibă, ce reverberați poate să aibă împotriva sau, mă rog, pe timpul minoratului acestuia, pentru viitorul acestuia. Este foarte greu să mai scape de acest flagel. Iar din punctul meu de vedere, măsurile pe care legiuitorul le-a luat prin modificarea legii referitoare la traficul de droguri, unde la infracțiunile de trafic de droguri de mare risc și la traficul internațional de droguri aduse de afară, da, nu se mai poate aplica pedeapsă cu suspendare, este una, spun eu, elocventă. Dar, din păcate, atâta timp
cât se suportă ca un rapper la Constanța să consume droguri în fața zeci de mii de oameni și să nu iei o măsură preventivă minimală a reținerii pe 24 ore, adică reții pe unul care conduce biat cu 1,60 alcoolemie, da? Și dai drumul după 24 ore, iar la acel rapper care practic induce așa o chestiune referitor la acele droguri de plăcere în mintea lui nebună, bolnavă, să nu fie reținut, să plece bine mersi din țară, chiar dacă ulterior trimis în instanță sau nu, prea puțin mare, fiindcă brațul legii trebuie să fie unul ferm. Iar procurorul DICOT, care răspunde de aceste cazuri, trebuie de îndată să ia măsuri legale ce se impun. Asta este mare problemă în România lui 2024. Și traficul de droguri este un flagel la nivel european. Să știți că sunt țări care au interzis după ce au dat voie la 3 grame, cum e Thailanda, vă dau exemplu, 3-4 grame de marijuana după care le-au interzis. Gândiți-vă că Germania au legalizat câteva grame droguri, ceea ce este o mare problemă, fiindcă discut cu oameni din Germania și spun, domnul avocat, e mare problemă cu oamenii care stau efectiv pe străzi și consumă droguri. Și gândiți-vă că în America, în marele orașe, sunt străzi unde poliția nu intră și le și trimit droguri pentru a nu avea probleme cu aceștia, fiindcă acești oameni sunt dependenți. Și au apărut filmări pe internet cu aceste persoane, țineți foarte bine minte, unde străzi întregi oameni erau dați peste cap, cu capul peste cap, mă rog, peste umăr, oamenii stăteau pe străzi. Aici este marea problemă pe care noi nu o vedem. România, din păcate, și cu asta închei, dintr-o țară de tranzit a ajuns o țară de consum. Este o problemă foarte mare. Domnul Borosin spunea, domnule Țone, că acești copii cumpără drogurile cu banii de sandvișuri, cu banii de, nu știu, de suc, de ce mai primesc ei de la părinți. Atât de accesibile, atât de ieftine sunt drogurile în școli? Foarte bine spunea și are dreptate, domnul avocat, așa stau lucrurile. Un gram de cristal din clasa catinonelor sau cannabinoi sintetici, vorbim de peste 1000 de substanțe inventate în ultimii 10 ani, peste 1000 de droguri sintetice, costă între 7 și 12 lei. Deci exact banii de un sandwich și un sandwich ieftin, sau de apă, sau de mai multe sticle de apă, mă rog. Vedem, da, o disponibilitate crescută a acestor tipuri de droguri. Trebuie obligatoriu aceste acțiuni să fie intensificate și trebuie să specializați procurorii și polițiștii pe zona de minorat, pe anchetele pe minor, pentru că vedem dacă tânăra generație este afectată semnificativ, dacă vedem supradoze și n-au fost puține astea, am văzut violențe săvârșite de către consumatorii de droguri în psihoze, familii care au fost ucise, sunt mai puțin de 15 cazuri cunoscute public în care dependenții de droguri minori sau majori, tineri au săvârșit infracțiuni și au ucis membrii familiei, părinții, frații, mătușile și așa mai departe, aflați în psihoze, așa cum spuneam. Deci vedem clar fenomenul s-a extins, este un fenomen în explozie. Aceste acțiuni punctuale nu au decât darul de a bloca oarecum activitatea infracțională în această zonă, dar e necesară desfășurarea pe întreg teritoriul țării, pentru că vedem o uniformitate fantastică și care este dată în special de operațiunile care sunt instrumentate de către poliție și de comunicatele de presă. Deci în fiecare județ al țării s-au confiscat cristale. Pe lângă aceste cristale și sunt și drogurile clasice, marihuana, cocaină, amfetamină, ecstasy. Am văzut laborator de amfetamină undeva în Maramureș și alte probleme grave, nu știu, pulpa de fructe cu cocaină și alte lucruri care sunt extrem de grave și care afectează și creează emoție publică. Mulțumesc foarte mult, Cosmin Borosin. Vă rog, voi ați adăugat ceva, domnule Borosin. Domnul Țone are perfectă dreptate. Apăr în dosare în care se vând aceste droguri de mare și anume numite cristal. Nu uitați că aceste droguri, din păcate, sunt mai periculoase de multe ori ca și heroina, ca și cocaina, s-a ajuns la aceasta, apar în fiecare an droguri noi care nu sunt cunoscute de către organele abilitate ale statului, cel puțin 20 ceva de tipuri droguri care nu intră în legea 143, legea drogurilor, care nu au fost cunoscute de către legiuitori. Și vreau să mai fac o precizare, două precizări. Una, din 3 iunie 2024, ca lumea să știe, cine conduce drogat la volan nu mai poate să primească amânarea aplicării pedepsei și ca măsură complementară îi se interzice între 1 și 10 ani să conducă. Și doi, a discutat și amintit noastră emisiune de cazul 2 mai, ei, tocmai de aceea 9 decembrie, în alta curte, va da o chestiune, spune, esențială de rezolvarea unor chestiuni de drept, tocmai pe sesizarea Curții de Apel Brașov și a Curții de Apel Cluj, prin care s-a cerut să se constate faptul că persoanele care conduc drogate la volan trebuie să aibă o limită, un quantum ca și la alcool. Și atunci va veni o mare problemă, fiindcă mulți oameni care în momentul de față sunt trimiși în judecată pentru consum de droguri la volan sau pentru ucidere din culpă, coroborat cu această blestemată de infracțiune de a conduce drogat la volan, pot să scoape de negura boxei. Asta este marea discuție. Mulțumesc mult, vă mulțumesc, Cătălin Țone, Cosmin Borosin, pentru intervenții. Facem o foarte scurtă pauză și discutăm despre cum au ignorat cu grație candidații tematici economice care interesează pe români în această campanie. Până la urmă,
de ce au fugit de aceste tematici, de ce au adus în față alte discuții ca să acopere grija legată de taxe, de prețuri, de contextul economic în care se pot dezvolta întreprinzătorii mici și mijlocii, după o scurtă pauză. De câte ori n-ați auzit în această campanie că nu va crește TVA de la anul, că nu vor crește taxele de la anul, sigur ați auzit asta de la candidați, pentru că analiștii economici serioși, chiar și reprezentanții mediului de afaceri sau diplomați se gândesc cum e posibil să nu crească taxele în condiția în care guvernul se bazează pe încasări mai mari. Îi mulțumesc foarte mult lui Adrian Negrescu. Adrian Negrescu, despre baletul bună pe ziua, care... Bună ziua, mulțumesc mult! Despre baletul uneori disperat și destul de eșuat pe care l-au făcut candidații în această campanie să scape de întrebările jurnaliștilor referitoare la taxe, la prețuri, la costuri. Au fost convingători? Doamna, noi suntem ca pe Titanic acum, ne-am lovit de ghețarul prețurilor și ne ducem la fund din punct de vedere economic, iar pe puntea superioară sunt politicienii care ne cântă de zor arii electorale. Despre asta este vorba. Imaginea aia din filmul ăla cu DiCaprio îmi vine tot timpul în minte când mă uit la situația economică a României. Legat de promisiunile lor, Dumnezeule, cine să-i mai creadă în condițiile în care situația bugetară este una fără precedent în istoria României. Niciodată România nu a avut un deficit atât de mare, nu a avut datorii atât de mari și nu a avut o presiune fiscal-bugetară atât de mare cum este cea din acest an, 2024, cu prelungire spre 2025. Deci, puteam vorbi de soluția de a nu crește taxele acum jumătate de an, atunci când mai erau soluții pentru a găsi, până la urmă, bani din alte surse decât din creșterile de taxe. Acum însă, din păcate, la cum arată situația bugetară, mi-e teamă că inclusiv creșterea TVA-ului devine inevitabilă începând din primele luni ale anului viitor. Și mai interesant ceva, nimeni nu și-a cerut scuze dintre candidații care au deținut frâiele puterii, care au crescut impozitul pe dividende și alte, care au pus taxa aia pe boală. N-a venit nimeni să-și ceară scuze pentru niște măsuri care poate că le-au adus bani pe o anumită perioadă, cum a fost taxa pe boală, pentru faptul că sunt foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care au terminat cu totul, au pus lacăt pe afacerile lor. Deci în campanie nimeni n-a venit în fața unor mari categorii de români să le spună, domne, ne pare rău că v-am împovărat. Dar era nevoie să... Nu, e ca și când n-ar fi existat toate poveștile astea. Nu există acest subiect în campanie electorală. Nu se vorbește de inflație, de taxe, exact. De cele 3 creșteri de taxe din ultimii 2 ani de zile, de cele 4 majorări ale salariului minim pe economie, fără niciun fundament economic din punctul meu de vedere, despre faptul că au crescut pensiile fără să aibă bani din ce să crească și au luat din împrumuturi, despre faptul că ne împrumutăm în acest an cu aproape 25 de miliarde de euro, asta era la jumătatea anului. Spre finele anului, probabil vom ajunge la 47 de miliarde. 47 de miliarde de euro, spune Adrian Negrescu, sperăm să reluăm această legătură directă. După cum vă spuneam, din partea mediului de afaceri, din partea analiștilor economici, temerea creșterii TVA-ului rămâne, chiar dacă sunt politicieni care au spus, care au jurat, care au promis, care au zis că își tatuează. Deci e posibil poate chiar Adrian Negrescu de la anul să ne trezim cu un tatuaj pe mâna domnului Ciolacu? Da, oricum o expresie de cartier pe care n-am înțeles-o. Printre altele, printre alte expresii de cartier din această campanie, sigur. Da, ideea e următoarea. Da, putem să nu creștem taxele anul viitor dacă se întâmplă 3 minuni. Prima, să crească economia cu o rată de peste 3%, dacă nu chiar 4%, și în felul ăsta să adunăm mai mulți bani la buget. Doi, să reușim să reducem cheltuielile statului cu măcar 20% ca să avem, într-adevăr, niște bani cu care să acoperim găurile. Și trei, să reducem taxele. Da, e clar, conexiunea nu ține foarte tare cu noi în această dimineață. Va trebui să-i mulțumesc lui Adrian Negrescu. Adrian, sper că ne auzim acum, te rog.
Da, internetul văd că ne mai face problemă. Exact. A treia soluție, din punctul meu de vedere, este să reduci taxele pe muncă în așa fel încât să determini companiile să dea mai mulți bani oamenilor, să creeze mai multă bunăstare și să crească în felul ăsta de consumul principalul motor al economiei. Dacă nu se îndeplinesc aceste trei soluții, asta dincolo de atragerea banilor europeni, mi-e teamă că creșterea taxelor devine inevitabilă. Se va simți la vot, asta e interesant, se va simți la vot halul în care politicienii au ocolit o tematică economică necesară, fundamentală, care marchează viețile noastre de zi cu zi, sau nu? Eu sper să se simtă, sper că oamenii să înțeleagă că nivelul de trai, situația economică devine fundamentală din prisma soluțiilor de care avem nevoie. Pentru că cu tuturor ne-a scăzut nivelul de trai, urmare acestei inflații cea mai mare din Uniunea Europeană cu care ne-am confruntat în ultimii 2 ani de zile și ne confruntăm în continuare. Soluția există, sper ca din programele astea electorale despre care nimeni nu vorbește în momentul de față să găsim niște soluții concrete. Eu cred că după alegeri nu vom avea un guvern politic, vom avea un guvern de Uniune Națională format probabil din niște oameni din partide, dar care să vină cu niște soluții concrete, pentru că situația este atât de gravă din punct de vedere bugetar încât o decontare politică a acestei situații extrem de dificile, mi-e teamă că nimeni nu și-o va asuma, motiv pentru care probabil vom avea un nou guvern Cioloș, între ghilimele, ca să zic așa, care să deconteze până la urmă toate măsurile nepopulare care vor urma. Deci previziunea lui Adrian Negrescu, un guvern de Uniune Națională, adunați la oaltă reprezentanți ai mai multor partide, a căror misiune ingrată va fi să deconteze ceea ce s-a stricat până acum. Mulțumesc mult, Adrian Negrescu, pentru această intervenție. Facem o foarte scurtă pauză. Evident, vom vorbi despre această ultimă săptămână de campanie electorală, despre apelurile la retragere pe care și le fac candidații pe partea dreaptă a eșichierului politic, pentru că acolo sunt diferite invitații să se retragă, ba unul, ba altul, foarte improbabil să se retragă cineva în această perioadă, dar vom asculta din nou pe toată lumea, pentru că este extrem de complicat pentru electorat să decidă până la urmă pe cine votează la alegerile de duminică. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate. Și Nicuș Ordan se alătură apelului făcut de Ilie Bolojan. Ar fi bine să rămână un singur candidat de dreapta. Până nu e prea târziu, ar trebui să se ia o decizie rapid, spune Nicuș Ordan, îl ascultăm. Sunt un primar independent care are azi o ședință de consiliu cu toate partidele care au candidații în alegeri și trebuie să am o echidistanță față de ei. Dar, da, ce a spus și domnul Bolojan și domnul Cioloș și mai mulți oameni din partea dreaptă, ar fi bine să rămână un singur candidat. Dacă asta se poate sau nu se poate, depinde de partide.